Șoseaua spre Rânca pune probleme participanților la trafic, asta după ce, până în jurul prânzului, a fost polei, iar de câteva ore ninge. Utilajele de dezăpezire de la drumuri naționale deja au ieșit pe traseu în condițiile în care vântul suflă cu putere, spulberând zăpada. Conform previziunilor meteorologice, în următoarele ore va ninge abundent cu tendința de viscolire, astfel că drumarii vor rămâne la datorie toată noaptea. Chiar și așa, este posibil ca șoseaua spre Rânca să devină inaccesibilă pentru ore bune. Pentru a se evita eventualele blocaje în trafic, poliția rutieră nu va lăsa să urce mașinile neechipate cu cauciucuri de iarnă și lanțuri.